De la cine pleacă moda? De la noi, de la Craiova. Iar, iauzi! Se descurce! Bună dimineața, dragi oameni buni! Bine ați venit la un Cuxus Lăguț. E greu, viața de boschetar este sfâșietoare. Deci tu un cuiuș, tu un cui, tu descui, nimeni nu te întreabă ce faci, cum ești. Da, și voi nu le puteți. Bă, baterii norocul de cameră cu mama lor, bă, 73% baterie și ea se oprește pe motiv că n-are baterie. Și a ceva. E greu, dragi oameni, în viața asta de boschetar. Cred că adevărata sărăcie în viața să n-ai pe ce să iubești. Singurătatea, mă. Dar nu vezi tot timpul așa, din cauza că dacă ai fost tot timpul singur, nu știi cum e să fii cu cineva, știi? E greu să spui să mănânci singur, te culci singur, că zici că te culci. Te culci, nicio problemă. Bă, dar parcă mai frumos e. Hai că acumulezi oboseală. Dacă când te scoală careva, să te ia în brațe, să-ți facă o lea la ochi, așa. Hai la man, tu! Treci tu, hai! Hai, te pup! Te pup la coaie, puiul meu! Bă, n-ai faci tu, e, mă? Unde e păcat, mă, să mă bată mama? Ce ai, bă? Bă, să mă vezi! Să mă vezi să nu mă împingi! Să mă vezi să nu mă împingi, bă, mi-e frică că mă împingi pe ci. Ca pe prost. Ia, mă, să vedem pe aceea, mă. Un Volvo trebuie să căutăm, dragi oameni buni. O să-mi trag ăsta în față, o să mă trăiesc că mă împinge. Bă, n-ai faci tu, pe gheta de acolo. Unde-i băga, mă, bată norocul cu mama lui? Ăla-i 2-2, o e altceva. E 460, ăsta e altceva. E 5-3 ăsta, mă. Bine că nu veni cu duba pe 5 să mă bată, mă, gata, mai trebuia. Duba mea mai trebuia să... Ia uite, mă, acolo e băgat. Ia uite, unde e băgat să mă bată. Eu l-o scoate de aici afară, mă? Mamă. Le scoate și pe asta afară, mă, să mă bată mama. Cred că îl scot, dacă nu-i parca nimeni aici, îl scot, ar vrea să-l scot. Trebuie să mă împing repede că încep să vin așa la muncă și nu mă scot de aici. Mama. Mama. Oh, Maica Sfântă. Oh, Maica Sfântă. Aoleu. Aoleu, oh, Maica Sfântă. Și dacă îmi parchez aici, asta mă iasă afară de aici, de mine. Ia să care loc pe partea alaltă. O, Maica Sfântă, o, Maica Sfântă, o. Dar nu că știu unde mă pun. Apoi exact aici am colțul ăsta către dreapta, ca să nu deranjez pe ăsta cu Mercesul. Că cine știe, mă zgârie. Decât să mă zgârie, că de bine de rău am și o pateul ăsta cu care mă fentez foamea, știi? Dacă mă zgârie și mi zgârie, mi-e frică că îl dau la fier vechi să mă bată, mă, că de repara cine mi repara? Bă, e o abilitate să ai o mașină ieftină, mă, dar trebuie să reziști. Trebuie să reziști când vei avea tentație around. Ia uite, are lumea Jaguar, Porsche, Toyota. Înțelegi? Și dacă ești puțin omul ăla care își controlează gândurile, te-a pus să-ți cumperi toate prostiile de nacote de alea, de nebunii. Deci avem o zi faină, zic eu, că luăm un cap tractor de aici din curte, o semi-remorcă, merg la Overhampton și întoarcem înapoi. Dacă o lungim, eu zicem 10 ore ca boș. Ce să-ți mai și dorești, văd, la viața asta? Înțelegi? Ia uite cum metru și să-ți bate cu ăsta, îți bate afară. Cred că m-a indicat ar fi să ies cu spatele. Dar vedem acum ce tactică voi aborda. E aburit, e vai mama lui, e... Uitați-vă ceea ce e, aburit rău. Dar ies cu fața, mă, ies cu fața. A dat tic, nu-i parca nimeni acolo, n-am treabă. Ies cu fața. Știi? Volvo să mă bate, cât e, mă? 460. Curat, frumos, drăguț, aferent. De o cheie și de pe dezaborire. Nu ia, mă! Bă, bă, băiatul! Eu aici să-ți vede treaba ta, puișorul meu. Îl faci de ăștia cu rejele. Știi? Nu fă de ăștia cu rejele să mă bată, mama. Eu zic să ne... totuși cât de cât respectăm, cum s-ar spune. Cum s-ar spune, să uitam și păraștile. Așa arată, dragi oameni, dați un like la el, aici. O să defilăm astăzi. Volvo 460, uite, cauciucuri pe el, motorină pe tancul ăsta, cabluri băgate aici așa. A pierdut capacul de la aici. Avem tălpi de rambodaj. Bun, eu ce aici. Lucru, bă, tată, bă. Lucru, bă, tată, bă. Cum te urci, bă, bă, să vede, uite că stă de 46 de ore, de 38 de ore. Bată mama dacă nu. Tot pe pauză, Are geafă toată în urmă. Da, sigur are geafă toată în urmă. Hai întâi să dau drumul la căldură. Dau drumul un pic la căldură, una la mână. Dar trebuie să-i dea parcare de aici și după aia să fac ce fac. Dar hai să bag car... Nu, stai puțin să-i dau întâi. Să modific data. Care era, mă? Print, nou. Display, nu. Print. Entry driver, entry vehicle era. Nu out. Nu corabie. Local time. Și noi trecem în 7, nu 5. 78 minute, da. Ia, să modificăm. Bine, bă! Învățară și cum să modificăm ora dacă e. Există două posibilități. Una, să mă duc așa și aș avea spațiu aici în dreapta. Doi, să mă duc așa și aș avea un pic spațiu și încolo. Varianta cea mai sigură e pe partea aia. Dar nici asta nu e de neluat în calcul, varianta asta în către stânga, în către încoa. Ia să vedem, pot să mă duc în față pe aici? Îți place viața de noapte. Ce vorbești, bă? Nu fu, bă, mare lucru, nici așa nu fu. Să te gândești că fu mare lucru. Ce remorcă iau de aici, mă, să mă bată? Hai, mă, treci. 1.40. Deci e încărcat remorca asta 1.40. Mă duc la overhand, ori am fost pe noapte la aia. Mă duc acolo, o descarc și o reîncarc. Acum dă, Doamne, să fie într-un loc favorabil, să pot să o leg. 1.40. Hai. A, uitați-vă și voi cu ce-și pierde lumea timpul. Și cumpăr ăsta de măsurat cauciucuri. Doamne, mâncați așa, piletată. Să-ți pierzi timp și bani din viața ta făcând de astea, mi se pare un nonsens. Părerea mea sinceră și personabilă. Într-o altă ordine de idei, iar mi se blocă camera. 8 ăla s-a cam blocheat la un timp. Face și-l figură lui. Avem remorcă nu de 15.4, de 15.1. La asta vine făcută manevra asta. Da? Avem varianta ieftină de ăștia. Știi? Băgăm aici un 15.1 ca băieții. Așa. Taram! Pam, pam, pam! Se blochează camerele ăștia, bă, băiatule. Stai să oprești eu avăriile dacă e. Am un suport care îmi vine aici. Boschetăreală, mă, uite și tu, bine că... Am și niște pâine. Bă, mănânc mai puțin în perioada asta. E o perioadă mai dificilă în viața mea. Și cred că o să mănânc mai puțin. Dacă e în lunile ce urmează. Câtă bală sări din mine sau arată. Ce să facem, bă? Bă, își GPS-ul că o să fie o zi așa că... Ca să nu mă plictisesc. Bă, și asta este varianta. Ăștia plătesc și overtime, îmi place să lucrez de ăștia. Sunt firme care plătesc. Sunt firme care nu vrea. Sunt firme care acceptă să vină lumea fără aseidment și să vină buhoi de șoferi grămadă. Doar din cauza că nu le pasă, știi? Ce ducă să vă, sunt asigurate toate. Dați cu capul sub voi dacă dați. Și atunci plătesc cât de puțin și sunt dispuse să ia cât de mulți șoferi din curte pe la ei, știi? Și firmele care sunt mai pretențioase așa, ei, ălea plătesc o leacă, o idee mai bine, știi? Și nu schimbă așa foarte mult șoferi, că nu e eficiență, dacă mă întrebați pe mine. Acum fiecare pune problema cum vrea până la urmă, urmei. Că știi cum e. Nu e cine sunt eu să vorbesc despre ce fac ei, știi? Dar în momentul în care îți aduce azi unul, mâine altul, toată lumea, nu toată lumea e serioasă, e atentă, te treci că-ți rupe, Doamne ferește, îți mai doboară că de o remorcă în bot, nu că nici eu nu mă dau vreun mare exemplu, că am mai doborât și eu, dar vreau să spun, nu mai probleme, nu mai bătăi de cap, că am demonstrat eu că în meseria asta, dacă îți dai puțin interesul, ai ocazia să rezolvi probleme pe care biroul le-a cam, na, sau agenția le-a cam încurcat. Dacă ești un pic atent, nu faci de la nasoale, știi? Dacă îți dai puțin interesul. Dacă nu-ți dai interesul și doar așa la bască, s-ar putea ca să faci boacările ăștia mai mari, mai ales că nu suntem plătiți la oră. Când ești plătit la oră, poți să adopți o strategie de asta din care să bată mama, nu mă interesează de nimic, știi? E, și... Ăștia sunt foarte comoși și nu le place că le încurci viața. Le încurci viața rău de tot dacă... Și după aia trebuie să stai să te scurge după tine. Ce ai făcut? Trebuie să dea și explicații după aia, știi? Bine, la sfârșitul zilei, tot la curul șoferului pică ca idee, dar... Să complică treburile rău, știi, și le vine greu și lor să lucreze după tine cum ar veni. Ce zice? Around. Nu știu ce înseamnă, ce zice asta aici. O să mă întreb pe cineva. Spune ce job duc și ce job întorc. Dar aia acolo știu direct că mă văd. Știu băieți acolo, nu trebuie să le spun eu nimic. Aia acolo știu exact că mă văd. Am scriseră pe acte ce job duc încolo și ce job vin încoa cu el, știi? De aia nu mi se aleja mie ce vor de la trupul ăsta al meu dezordonuț. Deci mergem la Overhampton, care ăsta fiind WV4 6JH, da? Mergem aici. Trebuie să setăm înălțimea, care avem o înălțime de 15 feet 1 inch. Bam, bam, bam. Ne-am dus. Curajos cu metru. Te zici că rupe oglinda. Mi-o rupe, nu. A, nu mai a avut pe nimeni pe partea aia. Am înțeles, de aia am pus așa curajos. Bă, nu mă, a avut. Bă, așa da, mă. Așa da. Aha. Eu din unghiul în care sunt, nu eram atât de curajos. Mie aici pot să fac stânga, în curte. Dacă e, știi? Dar e cineva și la volanul camionului ăla, dar mai stau așa că... Oricum poate învârși și o 10 ore astăzi, să fie bine, să nu fie rău. Viața de noapte! Mi-a luat din zile, mi le-a luat pe toate. N-am bătut și eu cu baterie, ba l-am aici, uite-l. Ba l-am încărcat ca să fie bine, să nu fie răuț. Ia să vedem. Ia uite, eu am pe asta încărcat, asta ar trebui să o de aici. Eu cred că s-ar putea ca GoPro-ul ăsta să facă figuri din cauza bateriilor antice și de demult fiind. Și am avut o bună perioadă în viața mea când chiar filmam la modul la care baterie scoasă, baterie băgată și din nou. E chiar grea asta, mă, bat un loc, mă. Nu fac dreapta aici, de ce să mă risc, bă, când pot să mă duc în siguranță încătre stânga, știi? Nu mă risc, bă, de niciodată, vezi de treabă. O iau picurea pe interzis. O iau pe aici, vezi de treabă, îmi bag capul cu toată nesiguranța asta și neprotecția asta și toate alea care sunt. Știi, nu îmi bag capul, vezi de treabă. Nu vi se pare normal să caut always the safety way and the easy one? Ha? Nu vi se pare foarte corect să caut varianta cea mai sigură și cea mai simplă tot timpul și fără stres? Că mie da. Deschideți poarta, turcii mă înconjur. Rănile mă doare, rănile mă dor. La 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 la. 100 de mile, dragi oameni, pe sens. Deci 200 de mile în total. N-are rost să le fac prea rapid, că e greu. Ia uite și răță colea pe stânga, ar merge o rață pe varză, nu? Sau inverea, varză pe rață? Eu nu știu ce să mai spun. Și cum să mai spun, e foarte complicat să treci așa stilul ăsta boschetar. Situații în care mă aflu, nu spune nimeni masa. Ce vă ușor? Nu te pui opri acolo, este? Mâncați aș cuiul tău mic. Te oprești în mijlocul intersecției, este? A cumpărat Montgomery aici, v-am spus? Cred că aici am multă distribuția. Da, 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 da. Cine avea aceea, mă? HPH. A picat HPH ori de tot. Bine, n-a fost vreo mare firmă, că oricum ei sunt foarte micuți pe plarea asta transportului. Lucram pentru ei prin anii 2019, dar ei lucrau la rândul lor pentru Downton. Știi? Foarte mult trăgeau la fabrica de bere și în principiu Downton vindea remorcile, că ei aveau contractul. Dacă ne uităm așa cum funcționează și lumea asta transportului, ăla care a ajuns primul acolo, ăla e regele, cum s-ar spune. Înțelegeți? Adică te gândești în felul următor, că sunt foarte mulți care ar putea să muncească ei direct cu fabrica de bere. Știi? Dar ei cumpărau joburile, le cumpărau. Oia își dau de muncă lor. Și asta făceau o spălăciuire de bani de sus în jos. Că clientul vrea seriozitate, vrea când are jobul să-l faci, să te ocupi tu să-l faci și să fie făcut în ziua de. Dacă nu faci plata, știi? Și de acolo ăsta care, cum ar fi Downton, ăsta care se ocupă cu asta, caută. Ori vinde remorcile, ori vii tu cu remorca ta și încarci și te duci și livrezi. Știi? Ca și cu agențiile. Agențiile fac bani pentru că mă trebuie la muncă. La fel și companiile astea care au contracte cu alții. Fac bani că muncesc alții, cum ar veni, de bogman. Deci fac bani că pentru că muncesc alții. Un fel de casă de expediții? În termeni românești, da, casă de expediții. Îți sparsă conducta, e 7 ceasuri. Deci mă bucur că mă dură startul ăsta, că bineînțeles mă trezesc și eu în aglomerația asta. Stai puiul meu să trec și eu, ho, să trec și eu, să trec și eu. Mâncați aș pula ta că voi trecură-ți 200. Te pup. Știu că fusei că am pus și te pup. Dar mai trecem și eu. Nu numai voi. Mai trecem și noi, să mergem și noi toți. Vă grăbiți să vă duceți la muncă dimineața, vă înțeleg. Uite Olteanu, mă. Vă zis Olteanu? Olt. Și Man. Și nou model. A? Are lumea bani, mă. Stăteam și mă gândeam așa, dragi oameni buni, în timp ce mergeam încoace în către în jos. Mă apropii de Wigan. Bă, pe un an, cum să fac, mă, astăzi 10 ore? Cam 100 de mile încolo, 100 de mile încoa. Nici măcar vreo ducere către port. Să mă duc, de exemplu, în port, să las ceva, să las... Ăsta e job de 8 ore și trebuie să muncesc ca și cum e job de 8 ore. Adică, eu presupun că o să termin mai devreme de 8 ore azi. Undeva la ora 3, da? Începe la 7. Terminare la ora 3. Deci până la 3:45 iau aceiași bani. Cea mai bună strategie prin a aborda problema e în felul următor. Te duci rachetă, boom, o să fie coada acolo, descarci, încarci, ca să-ți iei o grijă, eventual faci pauza pe acolo prin, între timp ce aștepți să încarci, să descarci, știi, știi, te mai muți cu secunda, adică tragi în față, te pui iar pe pauză, știi, pe care îi dai repede înapoi. La 3 ești acasă, că trebuie să am undeva la 2 ore jumate pe sens de mers. La 100 de mile, cam aia, vreo 2 ore jumate de sens, pe sens de mers. Vin apoi, ai terminat la înainte de ora 3, normal și bine zis, ar trebui să termini în felul următor. Să vedem dacă ne iasă calculul, să vedem. Deci eu ar trebui să termin undeva la ora 2 ore jumate încolo, o oră jumate în firmă, 3 ore jumate, da? Și 2 ore jumate încoa. 3 ore jumate cu 2 ore jumate vin 4 ore și cu 26 ore. 8 ore peste cap în cel mai rău caz. Deci n-am decât să abordez strategia asta prin care să aia. N-are senzor distanță, camionul ăsta m-a ajutat dacă avea senzor distanță. E să mă schimb după banda asta, că ăștia de pe banda 1 s-ar putea să iasă aceea la ieșirea 26 și ăștia merg. Merg de parcă aia or să facă, să iasă aici, știi? Da, deci strategie de 8 ore aplicată. Că oricum până la 3:45 iau aceiași bani. Și așa că n-am decât să mă învârt repede. Înainte de 3 să fiu acasă. Să plec la sală, să dau ceva în mine. Să dau cu ceva în mine, dacă tot nu mai am ce face zilele astea. Mă apuc ca un bidon de proteine la care n-am umblat. Am umblat foarte puțin, știi? Și mă apuc de el. Și de sală. Eventual mai pierd de ceva după mine. Am niște ciorbă prin frigider pe acolo, trebuie să mănânc la ea, că dacă nu se acrește. Bă, e grea și viața asta de unul singur așa. Bine că mi-am mai stat a mea câte o oală de ciorbă. O zi o mazăre, o aia. Că altfel McDonald's scria pe mine să mă bată mama dacă nu. Iar, iau! Se descurce! Trece strada și produce. Tu la plată. De la cine pleacă moda? De la noi, de la Craiova. Oichelare, unde sunt, mă? Hop, s-a oprit să fumeze cu mine. Tu te vezi, mă, noi pe Anglia ne oprim inclusiv să fumăm, bă. Ce viață duce și pe vecii prin Anglia asta, bă, ce ai? Deci o schimbare de plan, dragi oameni buni, care sună în felul următor. Mă opri cu ea să bag ceva, sun nas, că eram rupt de foame lignit. Că nu mânca azi dimineața și vreo 9:30 să-mi iau și-o micul dejun. Între timp ce în care îmi sună telefonul ca să mi se spună că mă duc acolo, bag, bum, și mai bagi un small job după aia, zice, aaa, hopa. Și dacă e vorba de băgat un small job, nu mă mai grăbesc, pentru că sigur nu mă încadrez în acele 8 ore și sigur termin până la 6 în seara asta. Deci, așa că să tu vreo 15 minute. Stau pe ciocănele pe înăuntru firmei Piccolo și după aia să fac un 30. Că dacă tot mă îmbârligă cu încă un job, sigur nu termin foarte repede, vezi? E foarte important să și asculți de ei ce planuri au cu tine și ce și cum. Eu mă așteptam că nu mai îmi dau nimic. Dacă nu mai dau nimic, da, abordam o altă strategie a problemei. Adică dă-i, că dai spre avantajul tău în momentul de față. Terminatul mai devreme sau foarte repede ajuns în garaj nu mai reprezintă o prioritate. Uite bă, ce lume nesimțită, bă. Uite bă, ce lume nesimțită, că zici că să nu bagi ăștia camere cu ei, ai cu nebunii cu... Mă, îți fac oamenii ăștia cafea, găsești tot ce vrei pe toate drumurile peste tot și aruncă pe geam. Bă, nu știu, nu mi-aduc aminte să fie aruncat vreodată pe geam chestii sau trestii sau... Uite, mi le strâng după mine, bă, inclusiv gunoiul de foarte multe ori, din cauza că sunt învățat să asta, îl bag în geantă și mă trezesc cu geanta plină de gunoi. Ce aruncați, mă, gunoiul pe stradă? Sunteți handicapați, sunteți animale, mă? Bă, niște prăpădiți, bă, n-am nicio treabă cu ei. Niște prăpădiți. Le vine mai ușor să deschidă geamul, să arunce pe geam. Să arunce pe geam gunoaiele decât să le țină, să le arunce la un tomberon. Nu mai bă, din cauza aia și cu climate changing ăsta și cu nebunii. Din cauza asta, bă, nu mai mă, nu se poate, lumea că suntem mulți și ne bate în joc de mediul înconjurător. Cum ar fi lumea să fie educată, fiecare să-și arunce mizeria la coșul de gunoi? Că și așa vin oameni care strâng după noi. Știi? Ar fi mult mai frumos, că te-au printr-o parcare, numai curățenie, numai... Ce să le faci, mă, n-ai ce? Niște dobitoci. Bă, pe aici nu-i nimic, mă, masă, bă, eu mă gândi că, bă, e coadă, e ceva, e... Bă, bă, pe zi aici nu-i... A, uite că aici începe coada, mă. A, am înțeles. Deci de aici începe coada. E ceva, bă, hai, nu zice că e ceva. Uite și noi moși normale. Ceva e, nu te juca. Nu, că e ceva e cumva și pe undeva e ceva e. Hai. Exact ce mă așteptam. Băieți, să știu aici, mă, când văd camionul, știu exact ce să pun în el. Că mă sună special pentru asta, s-a ars un bec undeva. Stai că le opresc de tot, de le bate în arcul de far. Mă sună să iau 950-ul, să o descarc și pe asta, și să iau 950-ul prima oară, după care ce mai rămâne loc, să iau 150, ceva de genul. Știi? Trebuie să mă pe partea dreaptă pe aceea, mă. Lasă-mă partea dreaptă liberă pentru ea care zgoi, ca să intre direct, știi? Și mă bag la coadă aici, că nu cred că e atât de mult personal pe zi. Și ea trebuie să scaneze paleții, după care să dau în fața să mă golească. Ce viață, bă, ce e pe aici să-mi bată, mă. Ăștia care lucrează în tura de zi, cred că se plictisesc grav de tot. Dar eu, bă, am prins și ziua, mă, așa pustietate să mă bată, mă. Deci așa pustietate... Așa pustietate greu de văzut. Știi? E pustie treaba, mă, din cauza nu e de muncă. Voi vedeți? Din cauza asta nu e de muncă, e pustie treaba, aia nu e marfă. Nu e marfă pe bune, ce ai? Hai. Bă, băiatule, îmi luai jobul ca atare când auzi că mai dau ceva. Și așa că, dragi oameni buni, s-a făcut ceasul 1:30 în momentul de față în care plec de aici. Nu mai ajung la 3 nici mama mea. E și pauza, mă, măcar. A, 49 de minute pauză, da. Deci să va merge către casă, încărcai șampanii. Doamne, bă, băiatule, bă. Ce-aș fi băut un suc din paletul ăla să mă bată mama, dar era la asigurărilor paletul. Cărea să apuc asigurările și triază. Și în tot ce fă acolo, evaluează pierderea, doar paguba. Doar câte doze s-au spart. În rest, probabil se repaletează sau se duc înapoi la... Se duc înapoi la producător. Nu mă se alungă, că e prea mare costul. Dar decât să mai bagi în transport încolo, mai de la oameni să bea. În cazul ăsta consider eu că era o afacere mai bună să fi dat la oameni să bea sucul ăla. Știi? Aici puteam să fiu un pic pușii, dar... Uite după ăsta cu elul ăsta dacă mă bag. Și totuși s-ar putea să furneze careva ca să ies eu, dar nu pot să-i mulțumesc pe toți, știi? Sunt foarte bune remorci astea, că au două axe mici. Au toate axele 3 de pe spate duble și sunt micuțe și sunt foarte stabile. De obicei nu leg chinci la mărfuri de genul, dar depinde în ce, depinde unde mă duc și unde las remorca. Asta descarcă în garaj să facă grupaj pentru Irlanda, așa că nu prea legai chinci, numai plasa aia. Dar în cazul în care mă duceam la port, o legam bine, că am văzut și noi ce se întâmplă. Știți ce vă zic și cum. Viață cetuta, mai terele mă da, colești tu via. Deci, dragi oameni buni, să vă spun ce am pățit cu telefonul. Bă, cum îl băgam la încărcat, la un moment dat să mă încărca numai într-o poziție. Bă, zic să ales praful de încărcătoarele ăștia, bate-le norocul de cabluri, știi cum e. Te aștepți la rău cel mai puțin, cum ar veni. Mă, și tot așa, nu se mai încărca când băgam mufa, normal, asta se încarcă pe 40 de W sau 45 de W, ceva de genul, se încarcă destul de rapid. Într-o oră se face bateria full dacă îl bagi la priză. Încărcătoarea asta de mașină bagă mai puțin, știi? Dacă îl bagi la priză, într-o oră și nu umbli pe el, într-o oră s-a umplut bateria. Super tare, nu mă pot plânge de el. Un telefon Huawei P30 foarte pro, P30 Pro, foarte reușit telefonul. Am văzut acum a scăzut la preț inclusiv e 200 de lire. Pentru 200 de lire calitate preț, telefonul ăsta e super, e super fun. Pentru ce să mai de aici încolo? Că uitam la anteri ce telefoane am mai apărut și ăsta a scăzut. L-am la vreo 500, are 5 ani cu mine imediat, are peste 5 ani. Încă funcționează și recomand. Cred că nu există la bugetul ăsta 200 de lire un telefon care să concureze cu el. La 200 de lire telefon să concureze cu ăsta nu cred că există. Și camere bune pe filmat nu prea el, wow, dar nu, oricum nu folosesc camere de filmat, nu filmez cu telefonul. Filmez cu camere dedicate la ceea ce fac eu, că zi. Oricum nu m-ar avantaja un telefon care să filmez, cu care să filmez ce. Și nu se mai încărca, man. Alaltăieri seara nu se mai încărca deloc. După ce că nu mai încărcam, am schimbat cabluri, am schimbat... Nu se mai încărca. Băiatule, zic, e mufa gata, s-a ales praf. Și nu se mai încărca deloc. Zic, băi, nu se mai încărca deloc, am decât să schimba. Ori încerc să repar mufa asta, ori trebuie să schimb cartea în telefonul altul. Când mă uită mufă, dragi oameni buni, ce era acolo cu ibare de șobolat. Cu ibare de șobolan și m-a apucat cu scobitoarea, că am auzit, mi-a spus voi pe un live, mi se pare pe TikTok, că să bag cu scobitoarea. Ce vorbești, bă? Ce să faci cu scobitoarea, man, că dacă n-am încercat, am încercat. Să rupeau vârfurile la scobitoare, să... Și mă apuc și mă uit pe YouTube cum făceau alții la microscop cu ceva. Deci eram în punctul în care, oricum, nu mai puteam să folosesc telefonul. Era ori. Bun, așa tutoriale pe YouTube, că pe YouTube găsești multe chestii. Numai dai ăla de căutare și găsești multe chestii. Băi, băiatule, ce să vezi? Văd la microscop cum scotea unul mizeria din mufă. Intră scame din pantalon din astea mufă acolo. Bă, ce s-a adunat acolo cu e bară de șobolan. Și mă chiti cu scobitoarea, nimic nu reuși. Până la urmă zic, bă, dacă nu asta, n-am ce să fac. Îl sting, l-am stins și m-am chitit cu acul, cu boldul. Cu un bolt și am scos toată mizeria din mufă. Și atât de fericit sunt și în momentul de față că mi-am salvat telefonul. Că n-aveam de gând să-l schimb și nici n-am de gând să-l schimb. Pentru mine, să fiu sincer, ăsta e 200. Între ăsta și ultimul model de Samsung sau iPhone, nu cred că face diferența de preț. Gândește că Samsung-ul ăla e 1500-1400 de lei. Deci câte telefoane de astea ai putea cumpăra? Adică chiar face de la 200 la 1400. Chiar face telefonul la chestii în plus față de asta? Eu nu cred. Are un microfon impecabil ăsta, care mă ajută foarte mult la videoclipuri când pun pe TikTok. Bateria se încarcă super rapid. Cameră foarte bună când vine vorba de poze. Pe video nu prea filmez cu el, trebuie să recunosc. Așa că nici nu vorbesc despre asta că n-am. Și în rest dau el cu YouTube, cu de-astea, cu un mail, cu... Pentru asta îl folosesc eu și servește scopului, să fiu sincer. Deci chiar a funcționat aia cu rățitul mufei. Chiar a fost ce trebuie. Cu telefonul stins, bineînțeles, ca să nu-i fac vreo boacănă. Și cu acul, bucăți de scame. Hai. Toate râmele se cred, anacude. Tarana, tarana, tarana. Cât crezi că e? 3,5. Oare să mai pun să fac ceva sau să mă trimit acasă? De aici încolo, dacă îmi pot să fac ceva, trebuie să mă plătească. Overtime inclusiv. Mă dau jos să vedem ce zic. Dar... cred că cam asta e. Din cauza faptului că la overtime în casă trebuie să plătească mai mult. Până acum a fost o plată, de acum încolo îi băgăm la o taxă mai babanos. Tare mi-e frică ca șampania aia nu duce mult. Tare mi-e frică să încărcăm și șampanie pe remorca asta care o adusă eu. Se și chitiră deja pe ea, tocmai din cauza aia nu asigurai marfa foarte bine. Pusei plasa aia laterală. Dar vezi că ochiul nu te înșeală, când ai văzut marfa, gata, ți-ai dat seama. Șampania aia abia o descărcară ăștia ca așa să blângă aparetul. Și problema care e? Nu pun suficient de multă folie. Ați mai văzut probabil pe aici pe la mine, dacă v-ați pierdut timpul cu mine ani de zile la rând. Au fost încărcături întregi de paleți care au plecat din cauza nefolierii suficient de strong. Deci ăștia nu dau cu suficientă folie. Care ar fi o problemă. O problemă mai importantă e că pun foarte high palet și cu cel lungesc în sus, cu atâta să bălângăne mai rău și abia să fac asta cu schivuitorul. Se descarcă după remorcă, se încarcă pe altă remorcă. Și gândiți-vă că la palet rock, acolo când ajunge, deja e încărcat de vreo 2 ori. Știi? Și începe să-și facă folia aia joc așa. Mai ales că mă dau cu multă. Problema începe să ia amploare cum ar veni. Și în caz că dacă iei și mai faci un bușon și faci o furnă de aia mai bruscantă, ducă să se mai bată mama, dacă e. Aia, și atâta s-a putut. Acum Dumnezeu cu mine. Dumnezeu cu mine, eu nu asigurai tare pentru că, normal, ce trebuie făcut? Trebuie băgată plasa aia, una la mână, plasa interioară trebuie pusă și înainte trebuie puse chingile alea. Păi nu le mai puse, că știu că aici se descarcă remorca în garaj. Știți ce zic și cum? Și dacă e, asta o las aici. Să o duc oare la birou când duc cheile. Ia uite, bă, du-i Belgia. Dar du-i țara finală Belgia, ce ai? Doamne, mâncați aștert. Lasă că am ajuns în Belgia. Titlul la vlog, am ajuns în Belgia. Ai de capul meu. În 30 de zile mi expiră carul tahograf. Mă duc acasă să-mi căiesc ceva să mănânc, după aia probabil la sală. A fost o zi și astăzi. Bă, dar terminai exact la 8 ore plus 45 pauza. Asta a crezut că alerg eu foarte tare să fac jobul, să dreg eu să... Ei, mă, liniștit că nu-mi pânzesc eu pământul, mă. Nu să vă pânzesc eu pământul, mă, băieților. Ce aveți? Înțelegi? Aia luai, suportul de telefon să-l până la lumea. Îl luai. Aici te-am lăsat. Aici te găsesc mâine dimineață. Puiul meu. Stai să pun cheile aici, că se întâmplă să le bag în buzunar. Și să plec cu ele. Știi? Și atunci să vezi că intervine o problemă. Cheile la mașină le luăm? Hai că le luăm o dudă. Hai o dudă, bă. Ele n-am cum să le uit. Dacă e. Uite, aici șampania, vezi? Deja uite cât e de înaltă, vezi? Înaltă rău. Înaltă și clontoasă. O, dă-le cu alea. Toate remele secreta n-am confunde. Tira-ta, tira-ta, tira-ra-ra-ra. Merge o oră, două de somn. Acer târziu 7:30 de la sală. Și mă duc și mă îmburichez puțin, pe care mă culc. Adică mănânc și mă culc. Cam atâta vreau să vă zic pentru azi, dragi oameni buni. Casca v-a plăcut acest videoclip în care m-am trezit în Belgia. Chiar vă rog să-mi scrieți cam cât amendă aș fi pasibil pentru neintroducerea datelor corespunzătoare în tahograf. Stimă vouă și ne vedem pe cei în curtea școlii, practic, dacă e.